Data de 1 decembrie a fost stabilită drept Ziua Internațională Anti-SIDA, iar acțiunile întreprinse de cei implicați în lupta împotriva acestei maladii au scopul de a comemora victimele SIDA și de a atrage un semnal de alarmă asupra pericolului generat de virusul HIV. În județul Suceava, Direcția de Sănătate Publică are în evidență 176 de pacienți seropozitivi, dintre care 158 se află în tratament antiretroviral. Numai anul acesta au fost depistate 21 de cazuri noi și s-au înregistrat 5 decese. Medicul epidemiolog Valerian Morariu, șeful compartimentului de supraveghere și control al bolilor transmisibile din cadrul Direcției de Sănătate Publică Suceava, a declarat că SIDA este considerată o boală rușinoasă și din această cauză sucevenii nu se testează privind infectarea cu HIV. Chiar și așa, numărul de cazuri de infectare cu HIV depistate este în continuă creștere. Ar trebui să remarcăm că este o creștere a numărului de cazuri noi îngrijorătoare. În anul 2006 am avut 5 cazuri noi și acum avem deja 19 cazuri plus încă două care intră în luna următoare, deci 21 de cazuri. Transmitere pe cale sexuală, transmitere pe cale intravenoasă pe droguri nu am avut încă, recunoscute cel puțin. Un aspect pozitiv constatat în ultimul timp de specialiști este acela că persoanele infectate cu HIV se integrează acum mult mai ușor în societate. Lucrul pozitiv pe care trebuie să remarcăm este că statutul vostru social s-a schimbat extraordinar și foarte mulți dintre pacienții aflați în evidență dintre seropozitivi au o viață absolut normală și se bucură de viața lor și asumă fiecare propria afecțiune cu demnitate.